coadă, că asta chiar n-am mai prins. Aici suntem în, la ieșirea din localitatea Cetate, județul Dolj. Și de aici până la Vama Calafat mai sunt vreo 25 de kilometri. Mai rar așa ceva. Și se circulă cum vedeți. Te bagi pe contrasens, când vine mașina din față, te bagi unde apuci. Dacă te lovești cu mașina din față, clar tu ești de vină. Nu? Economia Europei merge, că uite aici, transportăm totul pe roți, deși mai încolo e fluviul Dunărea la 2 km. Da, ce să facem? Asta este. Ne descurcăm cu ce avem în spațiul Schengen. Mai e de așteptat. Deci cu zilele astea o să mai stea ceva pe aici. Urmează o curbă la dreapta, fără vizibilitate, și așa e un marcaj de pericol. Iar acum, ca să faci dreapta tu, ca șofer, uitați-vă aici, ce poți să faci? Să te expui ca cine vine din față să nu te vadă, bineînțeles, și să intre în tine, sau tu în el, el în tine. Incredibil așa ceva, incredibil. Iar acești șoferi profesioniști, că sunt profesioniști toți, habar n-au că nu ar trebui să oprească, măcar să păstreze o distanță oarecare față de cel din față, în zonele astea de viraje, de unde drumul nu are vizibilitate, pentru că pur și simplu nu ai ce, nu ai cum să avansezi. Oh, Schengenul vieții. Mai avansa câțiva kilometri. Urmează să intrăm în localitatea Hunia, tot pe același traseu Severin Calafat. Evident, coloana de tiruri. De tirul și fiecare merge cum poate, depășește și se strecoară printre acești mastodonți. Ia uitați-vă și voi cum arată în față și cum poți înainta. Sperăm că nu se blochează undeva, că sunt foarte mari șanse să se blocheze. Dacă e o mașină oprită pe dreapta, tot o mașină mare. Salut, sănătate! Made in România! Și apropo de intratul ăsta în Schengen acum, nu prea am văzut mulți lideri de la ale alte sau politicienii altor țări care să ne ia apărarea. Am văzut o cucoană din o portugheză sau o spanioloaică, pe cineva din Suedia și cam, nu din Suedia, nu, oricum foarte puțini parlamentari ale altor țări au zis ceva pozitiv de România. Culmea, ăștia care au afaceri pe aici, francezii, cehii, au tăcut mâlc, liniște. Austriecii bare mi-au spus-o clar, olandezii și așa mai departe. Ce să facem? Asta e, ne descurcăm cu ce avem. Să ai nervi, să ai nervi, să fii nevoit să faci drumurile astea zilnic. Să ai nervi de adevărat, și să...
Aici riscă toată lumea. Și șoferii de camion care sunt opriți pe dreapta pentru că poate să coboare din camion fără să fie atent și să fie acroșat de o mașină care merge cum merg eu. Cei care vin din față trebuie să fie foarte atenți că dintre aceste camioane poate să țâșnească oricine, un pieton, un copil, un ceva din un locuitor de aici sau o mașină, un ceva. Îmi strică toată ziua coloana asta. Aici e stația de autobuz. Curios cum plec autobuzul. Și aici ne strecurăm, facem o triplare. Așa este încadrată această manevră la codul rutier. Deci Europa chiar are nevoie să găsească alte soluții pentru transportul ăsta greu rutier. Căi ferate, pe fluviu, pe ce mai... Pentru că în ritmul ăsta în care totul se duce și se întoarce pe camioane, nu mai vorbim de poluarea care o produc, de consumul mare, pentru că aceste camioane efectiv ele merg acum. Prea puțin din șoferi le opresc sau folosesc căldura de staționare în genul ăsta de pauză care fac ei, pentru că înaintează, nu stau, înaintează cu camioanele care ies din țară într-un ritm lent, dar o fac. Nici n-am curaj, nu vreau să ajung la duty free-ul de la Calafat, dar nu o să mai ajung, pentru că nu are rost să iau coada asta încă 14-16 km cât mai sunt de aici, de la intersecția cu drumul de Craiova. Să mă duc pe la mănăstirea de la Maglavid, care este aici, în zonă, pentru că acum noi suntem în Maglavid, am trecut... Nu, suntem încă în Hunia, n-am ajuns la Maglavid, este Hunia, Maglavid, și după care este intersecția cu drumul Craiova-Calafat. Oricum am văzut la știri astăzi că vămile încep să se aglomereze. Toată lumea circulă de sărbători, vine acasă sau se duce în concedii, în mini-vacanțe. Ia să vedem, avem loc. Se forțăm pe aici, gata, domnul, cu camionul verde, îmi face și mie loc, vă mulțumesc. Sunt curios dacă un șofer fără experiență, o doamnă, o domniță, proaspătă posesoare de permis de conducere, ajunge în situația de a merge pe aici. Ce face? Da, proastă idee am avut. Și era și soare și frumos când am plecat de acasă. Am zis că prind așa o zi mișto să scot noua asta achiziție, care a fost un pic bolnavă și o să vă povestesc despre ea în probe. Și mă probez pe mine, îmi probez nervii pe aici. Aceeași situație, un viraj la dreapta, fără vizibilitate. Hai, virează. Bagă-te, domne, cu Cielo. Bagă-te, matare, așa, bagă-te. Și cetățeanul ăsta e un șofer fără experiență. Nu se face așa, adică chiar dacă sunt aceste coloane de camioane pe care o poți depăși și poți forța, dar nu forțezi în zonele fără vizibilitate.
foarte multe din camioanele astea sunt de Turcia și am impresia că ne-a povestit Mădălin odată că mai ales cele din Turcia și din alte țări sunt supuse la controle mai ample la ieșirea din la trecerea din România în Bulgaria. De asta se formează cozile astea. Dacă astăzi mai rar. Am mai prins de aici de la intersecție aproape până la Calafat, dar de la ieșirea din cetate chiar nu credeam că o să fie așa ceva. Sunt curios dacă toate aceste camioane plătesc o vinietă pentru tranzitarea României. Pentru că eu sunt ferm convins că dacă nu o plătesc, sistemul de emitere al amenzilor al CNIR nu poate emite amenzi către numere de înmatriculare din alte țări. Poate emite doar către numere de înmatriculare din România. Poate știți voi mai multe să-mi spuneți și mie. Oricum, aici nu este cameră de rovinietă la intrarea în țară la Vama Calafat. Cea mai apropiată este la Braniște, lângă Craiova, sau la Șimian, lângă Severin. Vă dați seama, stați niște localități mari aici, și Cetatea, și Hunia, și Maglavit, sunt cu mulți locuitori. Oamenii ăștia se trezesc cu acest mastodon la poartă, care până la urmă, băi, proprietatea ta, vrei să pleci, să vii, să muzi mobilă, sau să faci ceva, sau să ai vreo activitate economică. Ia uite, nenea se ia cu pâinile în brațe. Ce faci cu chestiile astea care stau așa la tine la poartă? Oh. După virajul ăsta de la stânga din față urmează intersecția cu drumul Craiova-Calafat, dar eu o să fac la dreapta aici spre mănăstirea de la Maglavit, să mă strecor printre camioane pe acolo până de-a făcut și Opel-ul la dreapta. Bine că e lăsată trecerea. Ce să vă zic? Evitați România. Atât s-a putut.